În primele 4 luni ale acestui an, peste 16.000 de firme și-au închis porțile, cu aproape 3.000 mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele statistice arată că înregistrăm un record de companii dizolvate la nivel național în ultimii 12 ani, atunci când s-au închis peste 13.000 de societăți comerciale. Cele mai multe firme care au fost dizolvate în primele 4 luni ale acestui an activau în domeniul comerț și servicii, în construcții, activități profesionale, științifice și tehnice. Marea lor majoritate sunt firme din sectorul IMM-urilor. Care sunt explicațiile pentru acest număr record de insolvențe? Discutăm în continuare cu Adrian Negrescu, consultant fiscal. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Domnule Negrescu, de ce asistăm la această situație? Oh, doamne, efectul creșterilor de taxe de la 1 ianuarie și limitării practic funcționării micro-întreprinderilor din punct de vedere fiscal. Să nu uităm că de la 1 ianuarie practic am crescut taxele pe micro-întreprindere de aproape 3 ori, da? Pentru majoritatea celor care fac afaceri de peste 60.000 de euro. Mai mult decât atât, să nu uităm că a limitat numărul întreprinderilor pe care îl pot deține direct un antreprenor la una maxim pentru care să plătească impozit pe cifra de afaceri. Pentru toate celelalte, se plătește impozit pe profit. Mai mult decât atât, sunt foarte multe taxe conexe care au apărut în 2024, mai ales pe consum, și care au dus ca vânzările acestor companii să scadă semnificativ. Și încă un aspect extrem de important, creșterea salariului minim pe economie. A doua oară, atenție, de la 1 iulie va crește din nou salariul minim pe economie. Toate aceste cheltuieli cu forța de muncă, bineînțeles, afectează în principal micro-întreprinderile, companiile care sunt slab capitalizate și pentru care și a căror existență din multe perspective nu se mai justifică. De aceea foarte multe s-au închis, antreprenorii au închis aceste companii, multe dintre ele firme zombie, între ghilimele, pe care le foloseau pe drept vehicule financiare în principal. Aș vrea, dacă putem, să spunem așa cu liniuță, care sunt factorii care au dus la acest număr record de insolvențe? Da, în primul rând creșterea taxelor, și acolo este marea problemă, pentru că a afectat în special această categorie de mici afaceri care și-au văzut practic business-urile, business planurile date peste cap. Statul a venit și le-a luat mai mulți bani și acest lucru pe fondul vânzărilor în scădere ca urmare a creșterii inflației și a scăderii puterii de cumpărare, bineînțeles că i-au pus într-o dificultate financiară. Mulți au ales să închide. Ei, pe de altă parte, este și un efect al blocajului financiar. Din păcate, facturile se plătesc din ce în ce mai greu în economie, între companii, iar multe dintre firme practic au căzut victime a încetinirii acestui ritm de plată din economia românească. Iar pe de altă parte este inflația care afectează foarte mult competitivitatea firmelor românești și care determină, din păcate, un comportament extrem de impredictibil în ceea ce privește vânzările, planurile de afaceri, modul în care îți construiești, practic, un business plan în 2024. Domnule Negrescu, ce ne spune acest număr record de firme dizolvate despre economia țării noastre? Studiul celor de la Sierra Quadrant asta ne spune, că economia din păcate funcționează cu frâna de mână trasă, adică din păcate acest fenomen de dezintermediere e din ce în ce mai accentuat în economie. Sunt foarte multe companii care încearcă în această perioadă să-și reducă practic expunerile, să strângă bani pentru zile negre, pentru că urmează o perioadă fiscală extrem de tulbure. Atenție, ce se va întâmpla în 2025 încă nu știm din punct de vedere al principalelor taxe fiscale. Nu se mai fac investiții cum se făceau acum un an sau acum 2 ani de zile, iar toată lumea așteaptă, practic, stă în expectativă să vadă exact cum se va contura cadrul fiscal în 2025. Economia funcționează dificil, greu în momentul de față. Gândiți-vă că am avut o creștere economică de 0,1% în primul trimestru și acest fenomen continuă. De ce? Pentru că scad foarte mult vânzările. Firmele nu mai fac vânzările prognozate în anii trecuți, da? De ce? Pentru că a scăzut puterea de cumpărare, oamenii cumpără mai puțin, sunt mai atenți la ceea ce cumpără. Iar din această perspectivă, tot ceea ce înseamnă business este grav afectat de condițiile economice. Și peste toate aceste lucruri, mai punem două elemente care se vor întâmpla de la 1 iulie. Creșterea salariului minim pe economie, despre care a vorbit și invitatul dumneavoastră puțin mai devreme, și în al doilea rând, creșterea accizelor la carburanți, care de asemenea va genera încă un val de inflație care va avea efectele pe care le știm deja, creștere de preț. Iar în tot acest context,
realizată de dumneavoastră, care sunt estimările legate de dizolvarea firmelor în perioada următoare. La ce să ne așteptăm atunci când vom primi datele cu privire la prima jumătate a acestui an? Sau de ce nu până la finalul anului? În continuare vom asista la un număr record de firme care își vor pune lacătul pe ușă? Da, din păcate, numărul firmelor cu probleme va crește semnificativ. Noi estimăm undeva la nivel de aproape 60.000 de companii în primele 4 luni ale anului. În diverse stări de probleme financiare, de la radieri, la insolvențe, la dizolvări sau chiar suspendări de activitate, numărul lor crește cu aproape 30% față de anul trecut, iar în perspectiva următoarelor 6 luni, mi-e teamă că vom trece de 100.000 de companii cu probleme, pentru că, din păcate, condițiile economice din România sunt răutățesc pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului. Efectele creșterilor de taxe, efectele inflației se văd în continuare și afectează puternic puterea de cumpărare. Așa că să faci business predictibil în România lui 2024 e o adevărată misiune imposibilă. Nu mai vorbesc de 2025, acolo unde toată lumea așteaptă să vadă cum vor arăta taxele, ce ne propune Ministerul Finanțelor din perspectiva principalelor taxe, TVA, impozitul pe dividende, impozitul pe cifra de afaceri, ce se va întâmpla, de exemplu, cu micro-întreprinderile, dacă vom limita și mai mult accesul acestora la economia reală. Sunt multe semne de întrebare care sper ca ministrul Boloi sau următorul ministru de finanțe să vină în toamnă și să ne lămurească pentru a ști cum să deconstruim business planurile pentru 2025.